Întrebarea pe care a avut-o David către oamenii de război din jurul lui, când aceștia l-au felicitat că urma să devină generele împăratului, întrebarea lui David a fost: crezi că este ușor să fii generele împăratului? Înțelegi ce înseamnă lucrul acesta? Lucrul acesta era exprimat în textul nostru, așa frumos cum ne-a citit Andreea, în limba noastră, în cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus acolo. De 7 ore a trimis pe slujitor: du-te și vino și el. Pentru că în joc nu era omul, în joc era numele lui Dumnezeu. În joc erau viețile întregii omeniri din țara aceea, era istoria în joc. Nu era vorba de un om. Și crezi că este ușor să fii un astfel de om? Crezi că este ușor să fii o excepție? Regula era că toată lumea mergea pe drumul ei. Excepția era constituită de omul acesta. Și e mult mai confortabil să nu fii o excepție, ci acolo, cu toată lumea, în direcția în care curge apa, fără nicio problemă și nicio rezistență. Dar atunci când chemarea lui Dumnezeu te face o excepție, în momentul acela trebuie să te pregătești sufletește să înfrunți furtuna aceasta a vieții, furtuna urii, furtuna necunoscutului și, dincolo de orice, furtuna încrederii în Dumnezeu, a credinței în Dumnezeu, atunci când evidențele sunt contrare. Se vede că merge într-o altă direcție și totuși sunt chemat să cred și să mă încred în Dumnezeu. Tu ești chemat să fii acea excepție. Eu sunt chemat la lucrul acesta. Nu este nicio virtute în faptul că cineva te aplaudă pe tine pentru că ești un om, cu alte cuvinte, obișnuit. Nu, fiecare ființă este unică și este chemată de Dumnezeu la o lucrare neobișnuită, complementară cu lucrarea lui Dumnezeu, dar în același timp o excepție. Și mulțumim lui Dumnezeu că excepția vieții noastre nu suntem noi, ci excepția vieții noastre este acela în care credem. Amin? Amin. Amin. Ia. Suntem într-o călătorie pe pământ. Nu spunem noi că suntem străini și călători. Dacă suntem călători, înseamnă că ne mișcăm în înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, în toate aspectele vieții acesteia. Dacă suntem străini, înseamnă că învățăm. Întrebăm: ce e clădirea asta? Că așa, asta este un străin. Ce este locul ăsta? În ce înseamnă lucrul acesta? Întreaga noastră viață continuăm să învățăm. Avem și suntem confruntați cu această problemă în care ne oprim pur și simplu asupra semnului, fără să urmăm destinația spre care indică el. Citim din Biblie și ne putem opri la Biblie. Dar suntem chemați de Dumnezeu să nu ne oprim la Biblie, ci să mergem la acela despre care Scripturile vorbesc, așa cum este scris. Scripturile vorbesc despre mine, nu în sine. Orice vorbim de sabat astăzi și ne suntem aici într-un sabat fericit și binecuvântat al lui Dumnezeu, nu putem rămâne doar la acest semn, ci v-am dat sabatul ca un semn care indică spre Domnul sabatului. Aceasta este destinația noastră cu ocazia acestei întâlniri și a cuvântului pe care îl vom învăța împreună. În Exod, capitolul 23, versetul 2, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa: să nu te iei după mulțime ca să faci rău. Întrebarea nu este câți oameni fac un lucru sau nu fac un anume lucru, ci întrebarea e dacă e bine sau rău. Asta e întrebarea. O, bă, da, toată lumea, uite-te pe fereastră, a zis un episcop, uite-te pe fereastră, câtă lume merge așa. Ce importanță are lucrul ăsta? Dacă mergi după criteriul acesta, câtă lume merge în direcția aceasta, te uiți în vremea lui Noe și constați că toată lumea merge în direcția aceea. Și totuși era o excepție acolo. Când vorbim despre potop, vorbim de ape, cum a fost lumea rea și așa mai departe. Dar uităm să vorbim despre faptul că în mijlocul acestei lumi, în care orice întocmire a gândurilor lor era îndreptată în fiecare zi numai spre rău, uităm să vedem acolo că acolo era un om diferit.
Acolo era o excepție. Și Domnul i-a spus lui, te-am văzut fără prihană în mijlocul acestui fel de oameni, acestui timp, acestei generații, a lumii care are aceste valori. Pe tine te-am văzut diferit. Am văzut că ești o excepție. Dumnezeu a lucrat numai prin excepții și așa lucrează totdeauna. E adevărat că excepția este blamată de mase, dar e binecuvântată de Dumnezeu. Să nu te iei după mulțime ca să faci răul și la judecată să nu mărturisești trecând de partea celor mulți ca să abați dreptatea. Nu, întrebarea nu este dacă sunt mulți puțini, ci întrebarea este dacă e drept sau nu e drept. Întrebarea nu e dacă e mulți sau puțini, ci dacă e bine sau rău. Și Biblia spune, vezi că mulțimea de oameni s-ar putea să fie o ispită pentru tine. Această viață de excepție la care suntem noi chemați se manifestă până și în familia noastră. A venit o zi în care Iov a făcut o excepție. Păi, dar nu sunt cei doi un singur trup? Cum adică? Așa este. Dar nu un singur trup unul cu altul, cum s-a înțeles, ca siamezii, ci un singur trup cu Iisus. Și atunci când unul se desparte de a fi un singur trup cu Iisus și spune blestemă pe Dumnezeu și mori, celălalt nu este un singur trup cu așa ceva. El este un singur trup cu soția lui, dar nu cu vorbirea ei și cu direcția în care merge ea. Acolo el face excepție. Și până la urmă, în propria viață, trebuie să urmărim lucrul acesta. De obicei, răspundem într-un anume fel unei situații, ne comportăm, reacționăm într-un fel sau altul. Când suntem într-un astfel de moment, să spunem sufletul nostru, astăzi faci o excepție. Astăzi nu vorbești ca de obicei, astăzi nu trăiești ca de obicei, astăzi nu lucrezi ca de obicei, astăzi faci o excepție. Și după ce ai făcut o excepție și ai gustat și ai văzut ce bun este Domnul, mai faci una. Și așa se face că viața întreagă devine o excepție. Te-am văzut în neamul acesta că ești un om de excepție. Am văzut că n-ai adoptat valorile neamului acestuia, ci ai adoptat valorile lui Dumnezeu. Te-am văzut fără prihană. Despre Lot spunem că era un locuitor al Sodomei. Nu, el era excepția Sodomei. El nu era locuitorul Sodomei. Bine, dar cum a ajuns acolo? N-ar fi cazul să ne intrăm prea mult în detalii, că nu era singur și nici de capul lui. Împrejurările care au fost acolo au ajuns aici, dar indiferent unde a locuit el, și-a păstrat credincioșia față de Dumnezeu și a rămas o excepție. Acest lucru a dus roade cu adevărat și va aduce în viața fiecăruia dintre noi la timpul potrivit. Am avut un incident în armată la care nu mă pot gândi fără un zâmbet amar. Cineva trimite din Maramureș către compania noastră nu știu câte cutii de compot de prune. Și din zona voastră de acolo a venit. Și când au băgat ăștia baioneta în cutia de compot de prune, era de fapt horincă, nu era compot de prune, a fost capsat la fabrică, cu etichetă, nu le-a oprit nimeni. Și așa se face că toată compania transmisiunii, unde eram și eu, neantrenată cu acest fel de băutură, au căzut pe spate. În sfârșit, a fost o catastrofă, o companie întreagă era în stare de răutate. A doua zi a apărut imediat comandantul și tot regimentul era acolo și comandantul dă un ordin și ordinul a sunat așa. Bețivii de la compania transmisiune, un pas în față marș. Și imediat toată compania se mișcă. Eu nu m-am mișcat, eu am stat pe loc. Eu eram excepția. Și m-a văzut. Tu? Și imediat s-a apropiat șeful transmisiunilor și i-a spus ceva la ureche, a dat din cap. Mai devreme sau mai târziu, excepția va aduce roade binecuvântate, te vei bucura. Suferi că ești o excepție, la un moment dat își bat joc de tine sau poate te înjosesc. Asta. E adevărat, ăsta e prețul de plătit, dar vine o zi când acest fel de viață aduce roade. Și atunci te bucuri cu adevărat. Tot Egiptul trăia într-un anume fel, în desfrâul lor, dar acolo era o excepție. Era un om care nu
nu împrumutase viața aceasta, indiferent unde trăia, și tot așa oamenii lui Dumnezeu și cei trei tineri sau Daniel sau pe oriunde îi vedem, pe oamenii lui Dumnezeu, ei sunt excepții. Una însă care este relevantă și doare foarte mult în același timp, dar și încurajează, este experiența celor care au primit chemarea aceasta la o lucrare așa de importantă. Mergeți și vedeți toată țara în care merge, aduceți un raport în fața întregului popor de așa natură încât acesta să poată avea curajul și să ia în stăpânire făgăduința care le-a fost dată. Asta e misiunea voastră. De împlinirea misiunii voastre depinde spiritul întregului popor. Nu e vorba de un raport personal, de o părere personală, o impresie. Este vorba de ceva care are un impact până la marginea țării. Și acolo drumurile s-au despărțit. 10 dintre ei, spune Biblia, dintre cei 12 care au fost trimis, 10 dintre ei, mânați de un duh rău, au venit și au tăiat inima poporului. Iosua și Caleb au luptat și au sfâșiat hainele, s-au manifestat și au încercat să ridice, au potolit poporul. Nu faceți lucrul ăsta, nu gândiți așa, nu luați hotărârea aceasta. Toată noaptea au vorbit, nu împotriva lui Dumnezeu, ei nu se gândeau la Dumnezeu, au vorbit împotriva lui Moise tot timpul, iar dimineața s-au întors înapoi pe un drum de 40 de ani. Iubiții mei, e un preț de plătit într-adevăr când trebuie să stai pentru ceea ce este drept și adevărat și mai ales când trebuie să stai împotriva țării, împotriva mulțimii, împotriva lumii. Este un preț de plătit într-adevăr, dar Dumnezeu răsplătește cu binecuvântare lucrul acesta. Iosua și Caleb nu se consideră oameni speciali, pentru că de fapt niciun om nu este special, este un om. Iată, tatăl, special este Dumnezeu în care credem. Ei numesc celelalte iscoade frații mei. Așa le spun lor, celor 10, frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului. Sunt frații mei. Pentru că mai târziu ne va întreba Scriptura, bine, bine, dar ce te face pe tine deosebit? De ce ați făcut excepția aceasta? Și Biblia spune, zice, au fost mânați de un duh înalt. Diferența a fost nu între el și frații lui, aceștia sunt frații mei. Diferența a fost între el și Duhul care mișca sufletul lui și aceasta face diferență și în inima noastră. Totdeauna trebuie să ne întrebăm ce Duh mă îndeamnă să fac lucrul acesta, ce Duh mă reține să fac lucrul acesta. Totdeauna trebuie să privim în oglinda aceasta. În slujba în care sunt de atâta vreme pe pământul acesta, trec prin această strâmtorare aproape de fiecare dată. Îmi încearcă sufletul. Și pentru că știu că nu e vorba doar de mine, ce mâncare îmi fac, asta mănânc, sau unde mă duc, acolo sunt. Nu e vorba de mine. Este vorba de familie, este vorba de biserică, este vorba de lumea din jurul meu și merg cu aceste lucruri în minte, așa cum conduce cum pilotează un pilot sau un șofer al unui autocar, știe câtă lume are acolo sau cineva care are familia în mașină. Are o atenție mult mai înaltă având în vedere acest lucru. Găsim aici în întâia rege o situație grozavă. Toți predicatorii, toți pastorii predică într-un anume fel, ei cred într-un anume fel, se exprimă politic într-un anume fel și îi spun regelui, Maria ta, du-te și dă-te peste cap, viruiești în război ăsta, o să faci, să dregi unul cu coarnele acolo. Toată lumea, absolut toată lumea. Iosafat este puțin deranjat de unanimitatea asta de voturi. El nu crede în această unanimitate de voturi. El crede în ce a spus Iisus, greu și neghină, și a spus, nu se poate, numai greu aici, dar doamna neghină, unde este? Și atunci Iosafat zice, mai e unul, mai este unul aici, dar de ăsta nu-mi place, că de fiecare dată ăsta când vorbește îmi spune ceva care nu-mi place. Și Iosafat i-a spus, nu e pe plăcute, e dacă e adevărat sau nu. Dacă e bine sau rău, dacă e drept sau strâmb, ăsta este criteriul. Bine, atunci du-te și cheamă. Și spune Sfânta Scriptură, ne spune aici în 1 Regi 22:13, solul care se dusese să-l cheme pe Mica l-a prelucrat pe drum.
Și vorbește cu el pentru că el urmează să vorbească în Parlament acum sau în Națiunile Unite, cum a fost Lia Coca, nu știu dacă îl știm noi, dar el a salvat Chrysler, a făcut multe fapte de viteză la viața lui și a fost și guvernator al Pennsylvaniei pentru 5 minute. Și el spune în biografia lui acolo că a venit noaptea cineva în casă când murise guvernatorul și a spus, uite, ai fost numit guvernator al statului Pennsylvania, uite, aceasta e poziția ta cu privire la acest lucru, asta e poziția ta cu privire la aceasta, la aceasta. Și Lia Coca spune, zice, m-am uitat la tinerelul ăsta care îmi spunea mie care e poziția mea și i-am spus, poate asta e poziția ta, poziția mea. Și atunci el a spus, excepția din viață. S-a terminat guvernarea lui. În 5 minute a plecat omul ăla de acolo. Am fost guvernator 5 minute, spune dumnealui. Profetul, pastorul acesta, Mica, este chemat, dar este prelucrat pe traseu. Și se spune așa, uite, toți pastorii într-un glas prorocesc bine împăratului, toți preoții, toți teologii, episcopii, toată lumea prorocesc cât de bine împăratului, să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia dintre ei, zi de bine, zi de bine, spune. Dar lucrarea aceasta este o lucrare pentru care nu degeaba i-a scris fata aceasta unui tânăr care vroia să o cunoască și i-a spus că vreau să devin pastor. Și fata i-a răspuns înapoi, nu știi ce ceri când spui lucrul acesta, vreau să fac lucrul ăsta, asta nu e pe vreau. Este o chemare a lui Dumnezeu și este un răspuns pe care îl dă sufletul nostru. Omul ăsta care a fost trimis acolo nu știe diferența ce înseamnă să te cheme Dumnezeu, ce înseamnă să spună Dumnezeu pe inimă un lucru, pe el nu-l interesează, nu crede la așa ceva. Auzi și tu de bine, toată lumea zice de bine. Răspunsul omului lui Dumnezeu și acesta ar trebui să fie totdeauna răspunsul unui pastor sau unui predicator când vine la învon, ce temă aveți? Care e tema? I-am spus odată într-o întâlnire foarte largă în țară și m-a întrebat un pastor, s-a plecat la urechea mea și mi-a spus, zice, ce temă aveți? Zic, nu știu. Și când i-am spus, nu știu, s-a dat de parte de mine așa că electrocutat și a zis, Doamne, ești om serios? Și am zis, păi pentru asta mă rog la Dumnezeu. Un om serios răspunde cum a răspuns el. Mica a răspuns, viu este Domnul că voi vesti ce îmi va spune Domnul. E adevărat că eu m-am pregătit, e adevărat că eu am pus pe hârtie aceste lucruri și m-am rugat pentru fiecare pas, dar, dincolo de aceasta, titlul predicii, voi vesti ce îmi va spune Domnul. Aceasta este rugăciunea și aceasta este, de fapt, aceasta este țesătura vieții unui slujitor al lui Dumnezeu. Așa, aici se țes lucrurile acestea. Când a întrebat Iisus pe un astfel de pastor, i-a spus, tu mă iubești pe mine? Da. Uite de unde se va cunoaște lucrul ăsta. Ce fel de hrană vei da tu poporului meu, va arăta dacă tu mă iubești pe mine sau nu? Acesta este testul. Ce fel de hrană, în câtă hrană, la ce vreme vei da? Paște oile mele, paște oițele. Asta este, mă iubești, da? Uite, aici se manifestă lucrul acesta. Și omul lui Dumnezeu spune, zice, eu știu că așa e regula generală, dar noi suntem chemați să facem partidă cu Dumnezeu și aceasta înseamnă o excepție de cele mai multe ori atunci când stăm într-o astfel de situație. Iubiții mei, însă, suntem oameni și suntem subiectivi și chiar întrebam într-un comitet în care se propunea excluderea cuiva și am zis, dar același lucru s-a întâmplat cu fiică ta, n-ai propus excluderea atunci, pentru că nu a propus excluderea atunci, mi-a propus mie personal să încerc să mă ocup cu bunătate de situație, prin harul lui Dumnezeu s-a rezolvat bine, dar când a fost copilul altuia, măsura a fost diferită, și am spus, nu umbla cu două feluri de măsuri. Dumnezeu nu face lucrul ăsta. Sufletul care l-ai pus pentru fiica ta și bine ai făcut că ai făcut așa, pune la fel și pentru fata aceasta. N-a făcut așa, dar nici rău nu a făcut și mulțumim lui Dumnezeu acum la ora asta la care vorbim noi, această fată este soție și mamă și familie frumoasă și este o biruință a lui Dumnezeu în situația aceasta. În contextul unui studiu care s-a făcut asupra
adevărului general acceptat de oameni și al excepției, Fowler dă un exemplu ipotetic, zice, uite, este un critic care scrie articole despre fiecare carte nouă care apare. Și toate articolele lui sunt vitriolice la adresa fiecărei cărți noi care apare. Zice, numai acum a apărut o carte și el scrie un articol favorabil, nemaipomenit. Și ăștia au zis, domne, ce? Uite, face o excepție, s-a întâmplat ceva. La care altul șoptește, nu, zice, este cartea scrisă de el, semnată cu un pseudonim. Din cauza asta a vorbit-o de bine acolo în presă. Nu, nu trebuie să fii părtinitor nici pentru tine. Nu trebuie să fii părtinitor, nu. Trebuie să fii și față de tine, așa cum te-a chemat Dumnezeu să fii față de aproapele tău. După cum te-a chemat să iubești pe aproapele tău, te-a chemat să iubești, să respecti și viața ta. După cum te-a chemat să ajuți pe aproapele tău, să faci lucrul ăsta. După cum te-a chemat să-i vorbești, vorbește-ți și ție. Stai liniștit deoparte, spune sufletului tău, vorbește ca și cum ai vorbi celui de lângă tine, cu aceeași măsură. Iubiții mei, când Mântuitorul a fost expus și i s-a oferit acest lucru cu prețul de generalității, toate împărățiile Pământului sunt ale mele, le dau cui vreau, el a spus, zice, nu cred, nu cred că toate împărățiile sunt excepții aici în împărății și între oameni care nu ți aparțin ție. Într-o astfel de nebunie a promis Irod capul lui Ioan Botezătorul. Dar când, adică în momentul în care și-a dat seama ce a însemnat promisiunea lui, necunoscând pe Dumnezeu și Scriptura, n-a zis, Doamne, eu ți-am promis împărăția mea, nu ți-am promis împărăția lui Dumnezeu. Ioana aparține împărăției lui Dumnezeu. N-avem legătură cu lucrul acesta. A fost mai greu. Mântuitorul a răspuns, Domnului Dumnezeului tău să te închini, adică de El să ții cont și numai de El. Și dacă faci lucrul acesta, se va vedea în tot ce se întâmplă în viața noastră. Fii hotărât cu tine însuți. Chiar dacă ești un om credincios și lupți, vine un moment în care vei fi solicitat să faci o excepție. Da, oi fi credincios, tu așa este, da. Cum prostește, spunea cineva, lăsăm credința câteva minute la o parte, o excepție, facem o excepție. Nu. Excepția aceasta va ajunge într-o zi, în recordul vieții tale, sub forma acestor cuvinte. David a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, nu s-a abătut de la niciuna din poruncile lui în timpul vieții lui, afară de, cu excepția acelei situații. Nu îți permite niciun fel de excepție. Știi de ce? Pentru că vine o zi în care ai fi preferat să fii mort decât să se vadă acea excepție. Chiar acum se întâmplă printre noi pe aici în țară. Lucruri uimitoare. Ai fi preferat să fii mort. Nu, nu, nu permite niciun fel de excepție. Nu, nu există această excepție. Nu există. Cuvântul lui Dumnezeu spune, s-a împlinit în toate lucrurile în afară de aceasta. Dacă noi suntem întrebați acum, dar care a fost păcatul lui Solomon? El în ce a făcut excepții? Noi o să spunem imediat că, uite, a pus situația asta de familie cu atâtea persoane. Și... Nu, păcatul lui nu era acesta. Acesta, cu ce a făcut el acolo și cu idolii la care a ajuns și cu toate care a urmat, lucrurile acestea erau urmarea păcatului lui, despre care scrie 1 Regi 3:3, Solomon, care iubea pe Domnul, se ținea de obiceiurile tatălui său David, numai că, excepție, aducea jertfe și tămâie pe înălțimi. Probabil că nu e, nu știu ce, toată lumea face lucrul ăsta și te găsești tu acum să faci excepție. Well, dacă cineva ar ști unde duce... Da, avem libertate, ai libertate de alegere, dar împreună cu alegerea sunt și consecințele. Când alegi un astfel de lucru. Așa se face că a ajuns el acolo. El a permis acest lucru ca excepție a vieții lui. Dacă este ceva care ne face sau te face pe tine excepțional, este Dumnezeu în care crezi. Nu există un popor ales. Este un popor care are un Dumnezeu ales.
fără Dumnezeu, poporul acesta ales este un popor obișnuit. Așa a spus Samson, dacă mi s-a tăiat legătura aceasta cu Dumnezeu, din clipa aceea, spune el, voi fi un om obișnuit. Israel este poporul lui Dumnezeu, este popor ales, este popor pus deoparte, atâta vreme cât Dumnezeu este prezent acolo. Când Dumnezeu nu mai este, el este mai jos decât neamuri, păgânii sau animalele despre care pomenește Scriptura. Acesta e adevărul despre fiecare dintre noi. De aceea, iubiții mei, să rămânem credincioși aceluia care este Tatăl nostru mărturisit de noi. Dacă mă numiți Tată, a spus el, viața trebuie să arate într-un anume fel. Să rămânem credincioși în mărturisirea noastră pe pământul acesta. Și dincolo de orice, iubiții mei, să dorim aprobarea unuia singur, care sună bine, rob bun și credincios. Da, toată lumea a zis, bine, rob bun și credincios. Aceasta contrabalansează lumea și istoria la un loc. Dumnezeu să ne ajute să auzim acest cuvânt în viața noastră. Amin. Amin. Tată Ceresc, rugăciunea noastră se înalță înaintea Ta cu încredințarea că acest cuvânt pe care ni l-ai dat va fi duh și viață în noi, ne vei conduce pașii, mintea, ne vei conduce gândul totdeauna la Tine. Ajută-ne, Doamne, ca ochii noștri să privească spre Tine, indiferent unde privește lumea întreagă. Ajută-ne să îndrăznim în numele Tău, să fim acel popor deosebit care are un Dumnezeu deosebit. Ne închinăm Ție și Te binecuvântăm în veci. Amin.